Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Discutam aseară telefonic cu o persoană și comentam puțin asupra subiectului că anul acesta avem o invazie de insecte, în special de afide, în grădina noastră, dar mai ales aceste insecte sau alte tipuri de insecte, alte specii, ne dau bătăi de cap chiar și în casele noastre și au început să se strângă. În special în ghivecele cu flori, în jardiniere sau în ghivecele unde avem plante de casă, de apartament sau orice tip de plantă. Dumneavoastră vă confruntați cu această situație, adică aveți perioade ale anului în care dintr-o dată în ghivecele dumneavoastră cu flori pe care le aveți pe în casă sau pe terasă sau pe balcon apar tot felul de insecte? Sunt 100% sigur că da. Aseară i-am prezentat acelei persoane cu care stăteam de vorbă o rețetă. De fapt, de drept, o metodă pe care o folosesc eu atunci când discutăm despre aceste insecte și prin care putem să ne menținem plantele de apartament, de bloc, de balcon, de terasă, în special plantele care stau în ghiveci, în jardiniere, într-un mod cât mai bun, cât mai curat și cât mai puțin afectat de aceste insecte care vin și se așează pe ele și fac tot felul de nenorociri. Și de aceea, primul ingredient de care avem nevoie este niște usturoi. De preferabil un usturoi de țară, dacă aveți, din ăsta care crește în grădină. Nu este prea mare, bun și la mâncare, mai bun decât ghiulelele acelea de tun pe timpul lui Napoleon, pe care le cumpărăm noi, care sunt crescute pe la Made in China, cu fertilizant provenit de la oameni și mai departe, nu intrăm în alte detalii. Un usturoi din ăsta de țară, care este iute, care este foarte bun, trebuie să curățați câțiva căței, așa cum sunt aici. Și mai aveți nevoie de un al doilea ingredient, constituit din niște cuișoare. Le găsiți în orice magazin alimentar. Cei care nu știți cum arată, nu prea aveți cum să nu știți, sunt de o textură puțin mai rigidă, mai compactă, puțin asemănătoare cu textura batoanelor de vanilie, dar ele se numesc cuișoare și sunt un condiment, de fapt, și de drept. Uitați cam așa arată, da? Se observă, se vede. Și sunt foarte aromate. Ei bine, cu aceste cuișoare și cu acest usturoi vom pune în aplicare tehnica noastră în care ținem insectele la distanță. Și eu chiar nu am pus în practică această metodă anul acesta. Și dacă tot a venit momentul, haideți să împărtășești cu dumneavoastră. Deci luați un cățel de usturoi, adică toți cățeii de usturoi pe care îi curățați și tăiați ori rondele, ori dacă nu, pe lung. Cum vreți dumneavoastră, cum vă vine mai bine. Eu îi tai în ambele feluri. Important este să iasă niște fâșii, așa cum tăiați la o stropel. Este foarte simplu. Să iasă niște fâșii de 1-2 mm lățime. Care sunt căței mai mici, tăiați pur și simplu pe dândouă, care sunt mai mari, îi tăiați mai mult. Ea nu se vede, ar trebui să mă arate. Uite, cam așa. Ca să nu mai focalizăm cu camera, observați? Deci foarte mici. Și le puneți într-un recipient, exact cum fac și eu aici. Și după ce ați făcut acest lucru, luați cuișoarele și usturoiul și haideți să mergem împreună la ghiveci să vă arăt ce trebuie să faceți cu ele. Uitați! Și după ce ați făcut asta, luați aceste bucățele de usturoi și le puneți pe solul ghiveciului, din ghiveci. Eu pun ca 4 bucățele, nu foarte aproape de tulpina plantei, 4-5 bucăți, exact cum se vede aici. Uitați! Și este suficient. După care iau cuișoare acestea. Și cu piciorușul acesta, care îl vedeți dumneavoastră aici, le înfig în sol. Uitați cum fac. Deci le pun și le înfig în sol. Uitați. La fel, 4-5 bucăți per ghiveci este suficient. Acest lucru ajută foarte mult la ținerea la distanță a insectelor și o să vă explic imediat de ce se întâmplă și acest lucru. La fel procedez cu toate plantele mele, pe peste tot. Pun aceste bucăți, așa. Și cuișoare de asemenea, le înfig în pământ. Este foarte important, 4-5 bucăți pe ghiveci. Unde aveți ghiveci mai mic, lăsați mai puține. Uitați. Vedeți?
Cam așa. Acum nu contează că dumneavoastră locuiți în apartament, la bloc sau la casă sau oriunde doriți dumneavoastră, această tehnică este una specială, una minunată. Și aici este tot secretul, dragilor. Cuișoare și usturoi. Două produse cu niște proprietăți uimitoare de repelent, care vă pot ajuta în lupta dumneavoastră cu insectele atunci când discutăm despre ghivecele cu flori, jardiniere, plante de apartament, plante de casă, dar chiar și pe terasă sau în curtea dumneavoastră. Prezența acestor produse în solul ghiveciului va descuraja insectele să vină aici. Pentru că ambele produse au niște proprietăți uimitoare. Ele conțin foarte multe substanțe care sunt volatile, adică se emană. Și în jurul plantei va crea ca un câmp, ca un miros, ca o zonă. Este normal dacă noi simțim prezent un miros care ne displace sau ne atrage atenția, nu căutăm pe cât posibil să ne îndepărtăm de sursa mirosului. Același lucru fac și cuișoarele și usturoiul. Și asta vă poate ajuta în lupta aceasta cu tot felul de gângănii care vă invadează casa. Pur și simplu, atât timp cât respectați și puneți aceste produse în ghiveci, insectele nu se vor mai apropia. Iar dacă deja aveți o invazie de insecte în ghiveci sau pe suprafața plantelor dumneavoastră, la fel încercați această tehnică și eu vă spun că va funcționa de minune, fără nicio problemă și vă va scăpa de toate gângările pe care le aveți prin casă sau prin alte locuri. Puneți-o în practică, observați rezultatele, aștept părerea dumneavoastră în comentarii, dar vă spun că este un lucru minunat. Foarte important, odată la 10 zile, 14 zile, este obligatoriu să luăm aceste cuișoare și usturoi pe care le-am pus aici, să le îndepărtăm și să le împrospătăm pentru a păstra proprietățile lor cât mai puternice și cât mai naturale. Iar până data viitoare, când voi vă învăța o altă tehnică cu aceste cuișoare, eu vă doresc toate cele bune. Vă pupă!